Sucevenii nu au respectat indicațiile medicilor și au ajuns la spital. Este vorba despre 923 de pacienți care au ajuns în aceste zile la unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Mulți suceveni au început petrecerea de Paște în jurul mesei și au încheiat-o la urgențe. Fie că au mâncat până n-au mai putut, fie că au băut peste măsură, le-au dat de furcă medicilor de la urgențe. Au existat pacienți cu tulburări digestive provocate de consum de alcool sau consum de alimente în exces. S-au înregistrat intoxicații și o singură tentativă de suicid. Mai mult decât atât, au existat cazuri atât în rândul adulților cât și a copiilor care au cauzat afecțiuni respiratorii acute. În zilele sărbătorii de Paște, la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava au ajuns 923 de pacienți, undeva o medie de 215-220 de pacienți au venit în fiecare zi. Cei mai mulți au fost în cea de-a doua zi de Paști, 265. Ca și structura prezentărilor, nu a diferit foarte mult de o zi obișnuită sau de o perioadă obișnuită de timp. Practic, nu am avut neapărat un număr mai mare de indigestii, de tulburări digestive provocate de excese alimentare. Sigur, am avut afecțiuni cardiovasculare, neurologice, am avut și ceea ce spuneam mai devreme, pacienți cu tulburări digestive, sigur, unele provocate de consum de alcool, consum de alimente în exces, dar, repet, nu un număr foarte mare. Am înregistrat câteva intoxicații, tentativă de suicid categorică, să spunem, una singură. În rest, am avut un caz nefericit al unui pacient care a ingerat, crezând consum alcool, aproximativ 500 ml de antigel, la care prognosticul este extrem de rezervat în momentul de față. Am avut câteva accidente rutiere, din fericire fără victime grave care să necesite intervenții de urgență sau stabilizarea funcțiilor vitale. Cei care au fost nevoiți să rămână internați au putut rămâne doar pentru efectuarea unor investigații suplimentare sau eventual pentru rezolvarea unui traiect de fractură. Mai mult decât atât, am avut în continuare, pentru că este sezonul, un număr destul de mare de pacienți care au acuzat afecțiuni respiratorii acute, atât copii cât și adulți, care au fost văzuți la secția de boli infecțioase și dintre aceștia majoritatea au putut pleca la domiciliu cu recomandări. În ceea ce privește situația nou-născuților, așa cum de fiecare dată aducem la cunoștință publicului sucevean, primul nou-născut în noaptea de înviere a fost o fetiță născută la ora 4:50 de minute, venită pe lume pe cale naturală, care în momentul de față se simte foarte bine, atât ea cât și mămica. Doctorii atrag atenția că indigestiile sunt urmarea exceselor alimentare după o perioadă îndelungată de post, de aceea trebuie combinate corect alimentele tradiționale. Mai mult trebuie să continuăm, să ducem un stil de viață sănătos și după terminarea Paștelui, pentru a ne putea bucura din plin de sezonul cald.